sunt atât de preocupat să mă intereseze în ce măsură a ajuns mai mult sau om. Nici nu mi-a pus vreodată problema și chiar de a fi fost așa. Dar sunt preocupat cum a reușit omul să facă că în loc să treacă de maimuță, să întoarce înapoi la ea. Aia e mare dramă. Și suntem sub nivelul maimuții. Maimuțele nu se ucid, maimuțele nu se urăsc, nu fac întreruperi de sarcină, nu se divorțează, nu se bat, nu se omoară, nu lasă copiii în orfelinat, nu pun bombe atomice, nu închid pe fraților în pușcărie, nu se sabotează unii pe alții, trăiesc în colonii. Și noi n-am ajuns la nivelul lor, deci noi mergem mai jos de ele, dacă stăm să ne gândim. Asta este fundamentul care ne face să credem că învățătura dreptei credințe nu mai este pe măsura culturii noastre, ne depășește ca formă ceea ce a gândit și a exprimat Iisus Hristos și atunci mai lesne ne este să ne transformăm în oameni necredincioși, în oameni nepăsători, în oameni bârfitori, în oameni prevetitori, în oameni răutăcioși, dușmănoși, răzbunători, ucigași de oameni, pentru că nu ceri procepte din Scriptură, nu mai trebuie să transpiri. Nici cel puțin nu intervii din instinct. Stai cu piatra în mână și când treci un om, îl dai în cap, că așa e pasiunea ta, te-a dat cu piatra în cap. Deci trebuie să ne autocontrolăm, pentru că această planetă are capacitatea de a hrăni încă de 2-3 ori populația lumii, dacă e să ne gândim la ce dar ne-a lăsat Dumnezeu. Și cel mai mare dar pe care nu-l putem contesta este faptul că această planetă este singura planetă învelită în aer respirabil, învelită în căldura divină a lui Dumnezeu ca să nu se răcească încât să înghețăm într-o noapte, să ne trezăm la minus 200 de grade sau minus 150 de grade, cum arată ăștia ce umblă prin cosmos, că pe planete noaptea scade temperatura, deci ziua sunt 100 sau 70 și noaptea sunt minus 150 sau 100. Și atunci am înțeles darul divin al lui Dumnezeu pentru care ne-a lăsat și flori, pentru care ne-a lăsat și biserici, ne-a lăsat și pe Fiul Lui să ne chivernisească, să ne cărmuiască, ne-a lăsat și dreptul să ne iubim, ne-a lăsat și dreptul să trăim, ne-a lăsat și dreptul să stăpânim pământul, ne-a lăsat și dreptul să facem lucruri frumoase. Vedeți, noi ne căcăim fiecare și muncim să facem o mică troniță, o căsuță, o fântână, știi, gândești, colaj din ăla în ăla. Ca drept dovadă, că nici n-ai murit bine și copiii tăi împart tot ce ai agonisit, cheltuiesc să duc în 2-3 sejururi și apoi să duc și stau cu gazda. De ce? Pentru că gândirea ta constructivă a depășit etapa istorică în care ai trăit tu și vine gândirea neselectivă, vine gândirea spontanee, vine gândirea hazardistă, dar da ce am nevoie, da ce să muncesc, da ce să mă chinui, da ce să-mi bat capul, da ce să am eu grijă, da ce nu sunt atâtea locuri pustii. Deci, în momentul când nu ai identitate morală, nu ai nici identitate spirituală. În momentul când nu ai identitate ca om al lui Dumnezeu, a credinței, nu ai nici pe Dumnezeu în tine. Deci ești un om al nimănui. Că toată lumea își pune următoarea întrebare. Nu știu dacă ați fost atenți, eu urmăresc tot felul de discuții de astea, de polemici. Mai sunt la televizor de 3-4 din astea, așa, prin vorbiers, câte 7 ori rute și nerute. Și mă uit la modul slab de a gândi a oamenilor de ecran. Spunea unul, se răzvrătiți el acolo în legea lui, că de ce suntem noi atât de supărați? Că lumea are tot felul de concepte moderne. Nu există concept modern. Există om cu Dumnezeu care gândește normal și om fără Dumnezeu care gândește anormal. Homosexualul nu e nici bolnav, pentru că merge pe picioare, mănâncă, doarme, se odihnește și are un metabolism normal. Homosexualul nu este nici oligofren, pentru că are 2-3 facultăți. Deci nu e autist, nu e redus mental, are IQ.
Nu este nici mutat genetic, pentru că dacă l-ai pune să mulțească cu o femeie, ies copii din el, deci este perfect sănătos din punct de vedere biologic. Dar este om fără Duh Sfânt. Spune Dumnezeu la potop, nu este Duhul meu în oamenii aceștia. Și dacă nu este Duhul meu în oamenii aceștia, cum vrei să vezi faptele Duhului? Că acestea sunt roadele Duhului. Pacea, bunătatea, curăția, înfrânarea, smerenia, îndelungă răbdarea. Împotriva unor ca acestora nu este lege. Să tâlcuim Scripturile așa cum sunt scrise, nu cum ne sună nouă în lege. Deci sunt oameni lipsiți de Duhul Sfânt. Pe lângă lipsa Duhului Sfânt, ce apare? Dereglarea inteligibilă. Ce se întâmplă un profesor când duce un copil în clasa întâia? Îți spune așa, ăsta e mediocru, ăsta e valoros, ăsta e de clasă specială, ăsta e de geniu, ăsta e de premiu, sau cum se numesc ei, îi alege pe anumite categorii, îi testează. Ei, testând acest soi de oameni, așa, care ei vor lucruri nemai întâlnite, nemai văzute și nemai auzite, biserica fiind luată prin sevrat la lucruri din genul ăsta, pentru că să nu credeți că este ușor, tu, în calitate de preot, întâlnindu-te cu un om de genul ăsta și să-i faci dai în cap să-l ucizi. E părerea lui liberă, e voia lui proprie. Citiți în Sfântul Maxim Mărturisitorul o chestiune care am citit-o și eu la vremea aia, se numește trei vieți bizantine sau creștine a Maicii Domnului, scrisă de vreo trei autori, și acolo una din viețile respective spune așa, că noaptea în care s-a născut Iisus Hristos, ca copilul să nu fie vătămat, Arhanghel Mihail a trecut prin Betlehem și a luat sufletul și viața din tot ce era homosexual pentru nu s-a alterat viața pruncului Mântuitor cumva. Pentru că el era om adevărat, nu putea Dumnezeu să facă scamatorii, să-l rădice pe sus, să zboare, să plece, să vină. Nu. Deci lucrurile astea au existat. Sunt rămășițile și remanescențele panteoanelor păgâne romane, sunt remanescențele panteoanelor păgâne grecești, sunt remanescențele popoarelor hananei. Deci, ele au existat pe planetă dintotdeauna. N-a fost o vreme când n-au fost oameni anormali. Dar oamenii s-au înțeles în limita reverenței bunului simț, a omenirii. Lot stătea în mijlocul Sodomei și Gomorei, avea două fete fecioare. Și la avea că le-a făcut sodomenii, care mai târziu au venit îngerul și cobrâ foc din cer și a șters în fața Pământului. Nici nu i-a judecat, nici nu i-a condamnat, nici nu i-a strigat pe ei, nici nu le-au avut grijă. Dar ce concluzii tragem noi astăzi? Că ei sunt lipsiți de darul lui Dumnezeu. Și o să fim foarte jovințați, pentru cum ați convins cu prostia asta. Te-am convins. Și am să vă spun de ce m-am convins. Nimic nu este mai rușinos pe pământ și mai alterabil în biologia umană ca un bărbat să-și piardă simțul de atracție față de femeie, care e scripturistic. Tu, femeie, să fie atrasă de bărbatul tău și el să te stăpânească. Să nu ai simțul masculinității, să nu ai simțul bărbăției, să nu ai simțul sexualității, că ești cel ce duci viața mai departe, să nu ai simțul stăpânirii ca bărbat, partea patriarhală, mă refer, nu la par. Pentru că Dumnezeu a luat darul de la tine. Și Apostolul Pavel scrie în Corinteni sau în Tesalonicen, dar cred că în Corinteni, și spune așa. Pentru necredința lor, Dumnezeu a întunecat mintea lor. Și s-au dedat la lucruri rușinoase și s-au aprins unii asupra altora, încât rușinii astea și vorbi sau a scrie ceea ce gândesc și fac ei. Și așa se explică că și în vremea Apostolului Pavel trăim aceleași drame pe care el le-a sintetizat în 14 epistole, fără săgite, fără media, fără publicitate, fără nimic.
Deci pentru asemenea om, în primul rând, înainte de a-l urâi sau i-a purta vreo pică, trebuie să faci o rugăciune și să aprinzi o lumânare sau să zici un acatist sau un Doamne miluiește sau să zici o rugăciune în mintea ta, Doamne, luminează-l și curățește-l, pentru că el a pierdut firul inteligenței divine și harul divin și s-a dezumanizat. El este o legumă rațională, un mic animal rațional cuvântător în lumea de păcat. Panaiotis Nela, omul animal în Dumnezei. Când ai pierdut în Dumnezei, rămâi doar animal. De aia femeia când e nervoasă, nu folosește termeni teologici. Mai animal, mai bun, mai prost. Adică ea îți spune direct din Panaiotis Nela, dar fără starea Duhului. Ca fel ți-ar spune, puiul meu, dragul meu, domnul meu, că așa se adresează Scriptura. V-am explicat lucrurile astea ca să înțelegeți că învățătura de credință nu este o cutie de conservă sau o cutie de valori de bijuterii sau un pachet cu un produs care cineva ți-l poate smulge din sân, din geantă, din casă, din seif, de unde vrei tu. Credința ortodoxă este o taină primită de om prin suflet, prin minte și prin cuvânt, păstrată prin voință, prin credință, prin nădejde și prin dragoste, nealterată prin păstrarea esenței, pentru că noi păstrăm esența credinței, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, cel de o ființă cu Tatăl prin care toți s-au făcut, care pentru noi oameni și-a luat mântuire, s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și restul ale crezului, câți 12 segmente, nu 1000 de învățături. Și pe baza acestora noi mergem mai departe fără să ne facem vreo problemă. Țineți minte și nu știu, de la Părintele Cleopa am auzit-o. Și de-ar rămâne pe pământ un singur ortodox, un singur preot și un singur episcop, judecata tot poate veni.